Haideți să continuăm în această dimineață și cu acest al doilea tip de frunză. Frunză în trei părți, care imită frunza de trifoi. Voi folosi același tip de fir, macrame. Macrame numărul 5. Croșetul cu numărul 1. Voi face primul ochi de lanț de început de lucru și voi lucra un număr de 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acum mă voi întoarce și voi închide în cerc, în primul ochi de lanț pe care l-am realizat. Voi închide cu piciorul alunecat. Voi face din nou 12 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mă voi întoarce din nou în cerc, în primul ochi de lanț. Și voi închide din nou cu fir alunecat. Voi continua din nou cu 12 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și mă voi întoarce din nou în același punct de început, în primul ochi de lanț și voi închide cu piciorul alunecat. Iar acum vom intra în corespondența fiecăruia dintre aceste cercuri. Pentru început voi face un picioruș scurt în interiorul primului cerc din cele 12 ochiuri de lanț. Apoi voi face o jumătate de picioruș scurt. Deci voi lua odată firul pe croșet, voi intra în interiorul cercului și voi închide toate trei, voi trece prin toate trei firele. Deci am făcut o jumătate de picioruș scurt. Acum voi face trei piciorușe duble. Voi lua odată firul pe croșet, voi lucra un picioruș dublu, 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu, după care voi lucra un număr de 10 piciorușe duble înalte. Deci am luat de două ori firul pe croșet și voi lucra 10 piciorușe duble înalte. 1, 2, alunecă, 2, 3, 4, 5, 6,
Minte. Cel de-al zecelea picioruș dublu înalt. Și aici am terminat din nou cu seria piciorușelor duble înalte. Acum voi face 3 piciorușe duble. 1 2 3 piciorușe duble. O jumătate de picioruș dublu. Și un picioruș scurt. După care voi intra în corespondența celui de-al doilea cerc format din cele 12 ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt. O jumătate de picioruș dublu. Ați văzut, deja știți. Așa, 3 piciorușe duble. Practic, repetăm ceea ce am lucrat în celălalt cerc. 2. Cel de-al treilea picioruș dublu. După care voi lucra 10 piciorușe duble înalte. Deci am făcut un număr de 10 piciorușe duble înalte. Voi împinge un pic să am loc să lucrez și celelalte. Acum voi lucra 3 piciorușe duble. Deci practic repet ceea ce am lucrat în prima frunză. Al doilea, al treilea picioruș dublu, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt și am încheiat și această frunză. Acum voi trece în următorul larg și voi lucra din nou, voi repeta același număr de piciorușe. Am făcut un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, voi face 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, Acum voi face 10 piciorușe duble înalte.
cucerul? Și cel de-al 10-lea picioruș dublu înalt. Cum voi face? 3 piciorușe duble. O jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt. Și am încheiat și această frunză. Acum voi intra în mijloc, exact în locul de unde am pornit cu ochiurile de lanț care au format frunzele. Și de aici, deci am intrat în mijloc, voi intra încă o dată ca să prind toate părțile componente ale frunzei. Voi face un picioruș scurt. Vedeți? Frunza s-a format deja. Iar acum voi face un număr de, să spunem, 10 ochiuri de lanț. Acestea nu erau în carte, în revista de unde le-am luat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea. Iar apoi, începând cu al doilea ochi de lanț, mă voi întoarce în sus cu piciorușele scurte pentru a-i face codiță. În revista de unde lucrez, acest picioruș nu există, însă, așa cum vă spuneam, în acest an, ca trend, este costumul de baie decorat cu flori sau alte tipuri de decorațiuni croșetate. Eu acestea le execut pentru nora bătrânei la care lucrez, pentru costumul ei de baie, de aceea le fac separate, una câte una, iar apoi ea, după placul ei, și le va coase pe sutien și pe slip. Așa, și am ajuns și aici la capăt. După care voi tăia firul și voi închide lucrarea, propriu zis. Dacă vreau să pară mai reală, mai adevărată, așa, voi face un picioruș scurt din nou în primul picioruș, în primul ochi de lanț de unde am încercat, și nu un picioruș scurt, ci un picioruș alunecat. Așa, iar acesta ne va ajuta să unim foarte bine codița frunzulițelor. Voi lăsa firul un pic mai lung pentru că, așa cum vă spuneam și repet mereu, va fi nevoie să
scoasem între ele părțile componente. Voi închide aici și uitați-vă că am realizat și această nouă frunză. Aici este una un pic mai mare, pentru că pentru aceasta eu am folosit un fir un pic mai gros, dar ca să-i acopere bine părțile. Dar cu firul de macrame normal, uitați-vă, acesta este rezultatul. Apoi, dacă doriți, exact aici în mijloc, puteți să coaseți o mică mărgeluță. Și în felul acesta, lucrarea va fi mult, mult mai elegantă. Eu cam atât am avut să vă prezint în această dimineață. Am făcut aceste două scurte tutoriale. Sper să înțelegeți ce lucrez. Sper să vă placă. Voi scurta și acest capăt de fir de aici. După cum știți, i-am dat siguranță lucrându-l. Și până când va fi gata un tutorial mai mare pe care l-am în lucru acum, ne vom ocupa de aceste mici lucrări din croșetul irlandez. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș, ne vom întâlni cât mai curând cu un nou tutorial. O zi bună tuturor!